Toți copiii care au intrat în muzeul meu și în cetatea mea, eu sunt torcitorul vostru, veți trăi 100 de ani fără să fiți bolnavi. Eu, străjerul cetății. Bine? Putem începe? Da, da. Dați unul la aparate. Veți vrei să înregistrați? Motor, da? Drăguților, vă aflați într-o cetate medievală atestată la 1335. Este făcută în totalitate din piatră de către coloniști și germani proveniți din partea stângă a Rhinului. Și Scărinul este un fluviu, ca și Dunărea noastră, dar în Germania și ei vin în sudul Transilvaniei. În Sibiu, Sebe și Alba Iulia, Media, Sinșoara, Rupea, Fugăra și Codile, Arâșnu și Bărba. Acestea sunt cele 7 ținuturi săsești. Zic-o, Murgăt. În momentul când au venit în zonă, au început să construiască cetățile acestea. Cetății noastre este de denumire de Rosenau. Rosenau înseamnă în traducere liberă, din limba germană, limba română, orașul Trandafirului. Pare să că în momentul când au venit la 1300, în zona Râșovului, au găsit niște trandafiri sălbatici. Nu le avem și ideea. Mă întrebați, ce fel de trandafiri sălbatici am avut în zonă? Ei avem și în ziua de astăzi și dumneavoastră îi cunoașteți foarte bine. Denumirea populară, simplu de tot. Este vorba despre măceș. Măceșul care persistă de sute de ani de zile pe teritoriul nostru în momentul florilor, seamănă cu trandafirul. După ce s-au dat denumirile, s-au făcut blazoanele. Blazonul nostru este format din trei trandafiri, nu de la PSD, să le facem confuzie între politică și toate cetățile au blazonul lor. Inclusiv Brașov, care s-a numit Constant, are blazonul coroana și rădăcinile, care și în ziua de astăzi aceste sigle sunt respectate cu strictețe de fiecare oraș în parte. Așa arăta Brașovul încă la sfârșitul secolului XVII, cu ziduri duble ca la Vatican, stat în stat. Era unul dintre cei mai puternici orașe din Europa. Vedeți că pregătirea se șanță cu apă. Toate cetățile erau înconjurate cu apă, încă o măsură de protecție împotriva dușmanului. Numai cetatea noastră este undeva sus pusă pe stâncă, așezată strategic pentru observare. Din punctul acesta, care este cel mai înalt din cetatea unde sunt binocule, se poate vedea cu ușurință și cu ochiul liber toată țara Rusiei. Asta era menirea cetății noastre în momentul când erau atacați, trebuia să anunțe întreg teritoriul. Anunțurile se făceau în trei forme: foc, fum, păsări, porumbei și călare pe cal. Cetatea noastră nu a avut niciodată domnitor. Înaintea acestei cetăți a fost una din lemn, făcută de către cavalerii teutoni. Nu se cunosc cauzele distrugerii acelei cetăți, se pare că dăm vina pe tătare, care prin specificul lor de luptă la urmă de deau. Îndrăzim să ne întoarcem 2000 de ani în urmă. Aici a fost un locaș dacic, s-a numit Cumidava. La 4 km de la această cetate, spre râul Bursa, se găsește un cas roman care este însăpătut și acolo s-au descoperit monede de argint cu capul împăratului Traian. Încă o dovadă că romanul trecut munții s-au așezat în zonele noastre. Deci, bineînțeles că noi credem că suntem de cel puțin 2000 de ani pe acest pământ. Ar trebui să știe și vecinii noștri. Vă mulțumim! Și noi vă mulțumim!